Să vedem. Așa. Aveam două numere complexe, Z și W. Deci fie Z și W aparțin ce? Bun. Adică Z de W. Da. Au argumente diferite. Deci argument, argument lui Z diferit de argumentul lui W. Da? Astfel încât modul de Z egal cu modul de W. Și mai știi că modul din Z, mai e și condiția asta, da? Da. Egal cu modul din W. Da. Și modul din Z plus 1. Și mai încă modul din Z plus 1. Egal cu modul din W plus 1. Egal cu modul din W plus 1. Demonstrați că Z egal cu W conjugat. Să rezulte de aici că Z egal cu W conjugat în W, nu? Da. Ai încercat ceva să pornești, să... Am vorbit că la numere complexe avem două forme de reprezentare, și formă algebrică și formă trigonometrică. Deci formă algebrică și formă trigonometrică. Aici când îți dă argument de Z, la ce face referire autorul? Argumentul ar trebui să fie la forma trigonometrică. Formă trigonometrică. Deci la forma algebrică. Că, hai să luăm așa, dacă Z1 ar fi egal cu 1 pe 2 plus i radical din 3 pe 2, asta e forma algebrică. Da. Iar forma trigonometrică înseamnă Z egal cu modul din Z1 pe lângă cosinus de alfa plus i sinus de alfa, nu? Da. Unde alfa este argument de Z. Deci argumentul lui Z este un mijloșel pe care îl faci cu direcția axei X. Da. Da? Și acum autorul ne zice așa, că cele două numere complexe, informațiile care le avem, sunt acestea. Argumentul Z e diferit de argumentul lui W. Deci unghiurile pe care le fac sunt diferite. Au același modul, înseamnă că sunt la aceeași distanță, sunt pe cercul centru în origine și de rază modulul, adică distanța aceea, nu? Dacă ne amintim, cine este egal modul din Z? Modul din Z egal cu radicalul din A pătrat plus B pătrat, nu? 1 pe 2 la A pătrat plus radicalul din 3 pe 2 la pătrat. Și în cazul nostru ar face 1. Da. Aici, fiindcă au același modul, înseamnă că Z se va scrie așa. Z egal cu modul din Z pe lângă cosinus de alfa. Să mutăm argument de Z egal cu alfa și argument de W cu beta, da? Da. Cos de alfa plus i sinus de alfa. Iar mai avem că W egal cu cine? Cu modul din W pe lângă cosinus de beta plus i sinus de beta. Faptul că au același modul înseamnă că putem folosi aici în loc de W, modul din W, putem zice modul din Z, nu? Da. Deci egal cu modul din Z pe lângă cosinus de beta plus i sinus de beta. Așa arată... cine arată... Z-ul și W. De Z egal cu modul de Z cos de alfa cos sin de alfa. W
iată, să le scriu una sub alta, să le avem aici. Deci avem că Z egal cu modul din Z lângă fost de alfa plus din sin de alfa, iar W egal cu modul din Z. Modul din Z. Așa. Cos de beta. Plus I sinus de beta. Ce am valorificat până aici? Am valorificat faptul că au același modul. Așa. De aia am zis modul din Z și pentru W. Și că alfa e diferit de beta. Mai avem și acest lucru. Deci alfa diferit de beta. Înseamnă că dacă ar fi să reprezentăm aceste numere complexe, ne-am gândit la cercul care trece prin, cu centru în O. Cele două numere complexe sunt pe același cerc, pe acest cerc de modul Z. Așa, vreau să-i termin ideea. Ăsta ar fi Z-ul pe aici, care face unghiul alfa. Și celălalt ar fi pe aici W, care face unghiul beta. Deci sunt două numere complexe, sunt diferite, datorită faptului că alfa e diferit de beta. Au unghiul diferite. Deci nu sunt numere identice. Z nu e egal cu W. De fapt, nici nu trebuie să arătăm că Z egal cu W, ci Z va fi egal cu W barat, cu conjugatul său. N-am folosit asta, că Z plus 1 egal cu W plus 1. Modul. Cum să zicem? Modul din Z plus 1 egal cu radical din dețul lui A plus 1. Deci partea reală plus partea imaginară, da? Deci dacă aș zice așa, modul din Z plus 1 egal cu modul din, în loc de Z să-l spun că este el, cât este modul din, vine modul din Z pe lângă cosinus de alfa plus I sinus de alfa, da? Și plus 1. Și egal mai departe cu modul din, desfacem aici paranteza și vine modul din Z ori cos de alfa, modul din Z ori cos de alfa, plus modul din Z ori I sinus de alfa. Plus 1. Și plus 1. Și egal cu modul din Z, 1 plus modul, 1 plus modul din Z ori cosinus de alfa plus modul din Z plus I modul din Z sinus de alfa. Și iată, este aranjat practic ca fiind un număr complex. Asta e partea reală și asta e partea imaginară. Și modulul ar fi cu cine este egal aici? Egal cu radical din 1 plus modul din Z cos de alfa la pătrat, 1 plus modul din Z cos de alfa totul la pătrat, plus partea imaginară la pătrat. Adică cu cine? Sinus de alfa totul la pătrat. Modul din Z. Da. Plus modul din Z, ori sinus de alfa, totul la pătrat.
Da? Și egal mai departe cu. Va fi egal cu radical din. Deci modul din Z plus 1 egal cu radical din N. Aici e un binom. Suma două numeri la pătrat, nu? Da. Prima parte a pătratul 1. 1 plus 2 Z. De două ori. Modul din Z. Cosinus de alfa. Cosinus de alfa. Plus cosinus de alfa pătrat. Plus modul din Z la pătrat. Nu? E partea asta la pătrat. Ori cos pătrat de alfa. E bine? Da. Și plus mai departe, plus modul din Z la pătrat, ori sin pătrat de alfa. Și calcul. Radical din... Avem modul din Z. Z putem scoate un factor cu 1 da. Aici, modul din Z, pentru că cos pătrat plus sin pătrat face 1. Deci modul din Z. Și vine 1 plus modul din Z la pătrat. 1 plus modul din Z la pătrat, neaștea 2. Da. Plus 2 modul din Z ori cosinus de alfa. Ăsta ar fi cine? Modul din Z plus 1. Deci modul din Z plus 1 am găsit. Modul din Z plus 1 este radical din, hai să scriu o dată, radical din 1 plus modul din Z la pătrat plus 2 modul din Z ori cosinus de alfa. Ăsta este Z plus 1. Hai să facem și W plus 1 care nu are în realitate decât o singură modificare. Ar fi modul din W ori cos de beta. Ar fi no, doar atât. Cos de beta. Că cos de beta, că nu modul de modul din Z folosim. Da. Deci, vom avea modul din W plus 1 este egal cu radical din 1 plus modul din Z la pătrat plus 2 modul din Z ori cosinus de beta. Și faptul că avem modul din Z plus 1 egal cu modul din W plus 1 avem condiția dată, da? Da. Modul din Z plus 1 egal cu modul din W plus 1 echivalent cu scrierea radical din 1 plus modul din Z. Deci radical din 1 plus modul din Z la pătrat plus 2 modul din Z ori cosinus de alfa egal cu radical din 1 plus modul din Z la pătrat plus 2 modul din Z ori cosinus de beta. Beta. Ridicăm cei doi la pătrat, deci cei doi termeni, ca să spar radicalul. Da. Și apare că 1 plus modul din Z la pătrat. Modul din Z la pătrat plus 2 modul din Z ori cosinus de alfa egal cu 1 plus modul din Z la pătrat plus 2 modul din Z ori cosinus de beta. 1 cu 1 modul din Z termină. Împărțim și prin 2 modul din Z și apare că cos de alfa egal cu cos de beta. Nu? De aici. Da. Și înseamnă că alfa egal cu plus minus beta. Sau beta egal cu plus minus alfa. Fiindcă același cosinus îl am aici. Ar trebui să duc totul în stânga ca să înțeleg și mai bine. Și ar apare diferența a două cosinusuri, dar sub formă un produs de sinusuri. Și, în final, alfa trebuie să fie ori beta, ori minus beta. Da. Da? Că funcția cosinus e funcție pară. Dar cum alfa e diferit de beta,
cum alfa e diferit de beta, așa spune, da, înseamnă că de aici beta trebuie să fie egal cu minus alfa. Ca să nu fie același lucru. Da? Beta egal cu minus alfa. Și atunci numărul complex W beta egal cu minus alfa sau alfa egal cu minus beta. Poți spune și că alfa egal cu minus beta. Tot așa lucru, nu? Da. Înmulțesc cu minus 1. Și atunci apare că numărul Z, complex Z, egal cu modul din Z pe lângă cosinus de alfa plus I sinus de alfa. Și egal mai departe cu modul din Z pe lângă, în loc de alfa pun minus beta, cosinus de minus beta plus I sinus de minus beta. Și egal cu cosinus e funcție pară, nu ține cont de semn. Și egal cu modul din Z pe lângă cosinus de beta minus I sinus de beta. Sinusul este funcție de care? Funcție impară și minus este în față. Da. Dar ăsta este exact W. Că W așa arată. Uite, da, este așa. Numai că e cu minus. Conjugat. E conjugat. Deci egal cu W. Conjugat. Și am arătat că Z, în condițiile impuse, Z egal cu W conjugat. Da. Bun, am plecat de la Z și am arătat că e W conjugat. Hai să vedem încă o dată care a fost ideea. Vezi, de la exercițiul ăsta trebuie să învățăm un lucru. De la asta și la multe altele. Că odată ce ai exercițiu, trebuie să înțelegi bine ipoteza. Deci, el spune despre cele două numere complexe au argumentele diferite. Adică unghiurile alfa și beta nu sunt egale. Pentru că, iată, aici e momentul important. Când am ajuns la cos alfa egal cos beta, aveam alfa egal plus minus beta. Nu poate să fie luat cu plus beta, ci obligatoriu cu minus beta, pentru că spun că unghiurile sunt diferite. Faptul că modul din Z egal cu modul din W și cum vorbește de argument, mă duce în mintea repede la forma trigonometrică. Astăzi forma trigonometrică și la Z și la W. La W am avut grijă să pun modul din Z, ca să fie același lucru. Și acum am zis, hai să vedem ce înseamnă modul din Z plus 1 și W plus 1. Ce înseamnă Z plus 1? Înseamnă că lui Z, care îi modul din Z pentru cos de alfa plus sin de alfa, e plus 1. Și am dezvoltat ca să aranjez parte reală și parte imaginară. Ca să pot afla modulul. Modulul înseamnă radical din partea reală la pătrat și partea imaginară la pătrat. Am lucrat, l-am făcut și la W plus 1, am egalat și de acolo constatăm că ajungem la final cos alfa egal cos beta, adică alfa e plus minus beta. Și alfa, deci, e minus beta. Nu egal cu beta. Și în felul ăsta Z-ul apare ca formă de exprimare a lui W conjugatul W. Da. Da? Deci, ce este lucru important? Să îndrăznim față unui exercițiu. Să îndrăznim să credem că putem face. Sigur că nu toate exercițiile sunt la prima citire. Așa e. Cine are pretenția asta, mă rog, nu are măsură. Nici profesorul nu fac la prima citire. Riscul e foarte mare să nu-l poți face. Dar ce important este că să insiști suficient, continuu, pe el până când îl faci. Nu ți este acum, dar poate peste jumătate de oră, poate... Atitudinea este importantă. Deci să crezi în tine că poți să-l faci. Eu de la ce am plecat aici? Numere complexe. M-am zis, băi, două variante sunt. Dar lucruri de bază. Sunt două variante. Formă trigonometrică sau formă algebrică. Dacă vorbești de argument, e clar că am trigonometric trebuie să mă duc. Și atunci m-am plecat cu culoarea să fructific fiecare chestiune dată aici. Fiecare chestiune aici.
Dacă vrei, eu am un comportament de acesta, la prima citire, de învingător. Chiar dacă mă află într-o situație delicată, cred că voi reuși. Că în momentul în care te încearcă un sentiment de nereușită, cât ar fi el așa de sentimentul acela de ascuns, în fața problemei acela devine dominant și te scoate din mână, da? Deci nu mai reușești să te mobilizezi. Fac o paranteză, mi-amintesc că în anul întâi, ca student, în anul întâi, în sesiunea de iarnă, aveam la analiză o teoremă care ținea, și acum țin minte, din cursul 17 era, ținea pe două pagini, atât era de lungă demonstrația aceea. Da. Deci era ciudată de tot. Și eu n-am avut răbdare să o citesc niciodată. De ce? Era atât de lungă și erau multe chestiuni de parcurs. Și azi las că pe asta o fac mai târziu. Mă și pun la punct cu multe informații din curs. Și au trecut cele 6 zile, tot în graba cea mare să epuizez cât mai bine, să finisez, să înțeleg bine cursul. Am ajuns din n-am citit niciodată teorema. Nu știam nici enunțul. Și când am tras biletul, asta mi-a plecat. Drama. Ce să fac? Ce să fac? Și atunci am zis, eu trebuie să mă descurc. Și celelalte două chestiuni, două de teorie și una de practic, de seminar, de un exercițiu, mai zic așa. Și atunci am zis, era prima teoremă asta care era atât de ciudată și atât de dificilă, cu aia trebuie să începem. Și profesoara, eram la 4 sau 5 studenți pe 2 table sau 3 table, nu mai țin minte cum era acolo, și ne împărțisem în... Și eram 5 studenți care lucram la simultan. Și am cerut permisiunea profesoarei să încep cu subiectul 2. Am gândit așa, trebuie să o spun acum ca strategie, că poate uită profesoara. Mi-am făcut și eu un plan, am zis, băi, poate am șansa asta. Bineînțeles că i-aș puncta la fiecare chestiune, cât răspundeai, cât zici cum. Când am zis, să zicem, studentul Ursu, acolo aveați chestiuni 1, 2 și 3. Da. La 1 lăsat liniuță și acum la 2 am început să am văzut, eu m-am pus notă, m-am pus la 3. Și am dus carnetul eu. M-am dus cu carnetul cu gândul că poate uita. Nu. Și acum vă rog la subiectul 3. Că era liniuță trasă acolo, trebuia să pun o notă. Ce să fac? Eram așa nebunit. Și m-a văzut profesoară, am jucat un pic de teatru, că nu mi-amintesc enunțul. Doar și student, dar cum? Perfect, ați răspuns până acum, nu se poate. Și atunci, am un moment de oboseală, un lapsus, așa, nu mi-am amintesc enunțul. dar nu se poate. Fie nu știu ce, nu știu cum, dar eu mă uitam așa atent la ea, fie nu mi-e începe, spune-mi tot. Tot enunțul, teorema era destul de lunguț așa, ca... Și mi-a dat tot enunțul. Că am văzut până la urmă că eu nu știu nimic. Și am zis, gata, acum o iau ca o problemă. Deci când am văzut enunțul, așa am zis, asta mi se dă, asta mi se cere. Tot ce mi s-a dat, am desfăcut în baza, exact aici, ce mi s-a dat? A, B, C, nu sunt numere complexe. Că argumentele sunt diferite. Că modulii sunt egali. Am tradus ce înseamnă modul egal. Am pus în loc de Z. Că modul Z-ul nu e egal modul... Am tradus și acolo, în sfârșit. Și ce trebuie să arăt? Că Z egal cu W. Și m-am concentrat. Am stricat și concluzia cât am putut. Am stricat toată ipoteza, dacă știam cursul complet. Mi-a fost ușor să fac chestia asta. Și undeva acolo am lipit eu lucrurile, dar am forțat mâna. Știam că am forțat. Și profesorul zice,
Dar de unde ați învățat, de unde ați găsit teorema asta așa demonstrată? Era curioasă, nu o găsesc niciodată. Da. Nu era nici într-o publicație, nici într-un manual demonstrația asta. De unde ați găsit-o? Am urmărit, știți, am citit, dădus, mi-am amintit bibliografia care mi-a zis așa, și am spus și eu, în cartea profesorului Octavie, în cartea cu nu știu ce. Nu este așa. În cartea cu nu e așa. Nu, e interesant. Eu n-am văzut niciodată nicăieri. N-am văzut niciodată. Eu făcusem pentru prima dată o demonstrație care era atât de ciudată încât nu era în literatură, practic. Așa. Și se concentrează și vede unde am lipit o forțată acolo. Da. Se zisează, dar totuși aici nu merge. Nu merge, dar eu mi-am făcut datorie. Și trebuie să spun că mi-a dat nouă. Deci de unde puteam să iau o notă slabă așa, datorită încrederii care am avut-o în mine, că eu știu cursul tot, numai acea teoremă nu știu, dar ea nu este aruncată la întâmplare. Pe baza întregii informații care era în curs, se putea face și ea. Da. Eu acolo am făcut-o pur și simplu așa cât am putut de bine la prima citire a teoremei. Și de aceea am vrut să-ți comunic ție această stare de spirit, aceea de învingător. Este esențial asta. Așa că mergem mai departe. Să vedem ce mai propui. Mi se dă triunghiul ABC. De a fix Z1, Z2, Z3, care aparțin, care sunt numere complexe. Deci triunghiul e triunghiul ABC. A de a fix Z1, B de a fix Z2, C de a fix Z3, da. Și demonstrați că la punctul A, dacă Z3 minus Z1 egal cu... Deci, la AMI, da? Da. Dacă Z3 minus Z1 egal cu W pe lângă Z2 minus Z1 Z2 minus Z1 sau Z3 minus Z1 Z3 minus Z1 egal cu W conjugat pe lângă Z2 minus Z1 Z2 minus Z1, da. Atunci se rezulte că triunghiul ABC este echilateral. Deci că triunghiul ABC e echilateral. Mai ce am greșit de mai venitul cu problemele astea așa? Eu? Ce am greșit de venitul cu problemele astea așa? Ciudate. Sunt ciudate, nu? Păi, eu ce am greșit de am dat peste ele? Așa. O să dai peste problemă, o să lași așa. Sigur că... Da, s-ar putea să o lăsăm, să știi că dacă nu îmi vine nicio idee, da. O lăsăm ce să facem. Acum, deci, dacă se întâmplă așa ceva, cu condițiile astea, triunghiul ABC este echilateral. Da. Eu aș încerca să-l găsesc pentru W de aici. Deci W ar arăta egal cu Z3 minus Z1 supra Z2 minus Z1 și tot W arată W barat egal cu Z3 minus Z1 supra Z2 minus Z1. Și din astea se rezultă că triunghiul este echilateral. Ce știm despre un triunghi echilateral? Toate laturile sunt laturile și unghiurile congruente. Laturile și unghiurile sunt congruente. Așa. Adică Z1, Z2 ar trebui să fie congruent cu Z2, Z3, cu Z3, Z1. Nu asta.
Z1, cu Z2, Z3. Uite, tot trebuie să înțelegi așa. Deci, e numărul. Ce știm din la numere complexe? Că imaginea oricărui număr complex este un punct plan. Orice punct. Deci, când zicem Z1 egal cu A1 plus IB1, înseamnă că, de fapt, aici avem punctul A mari, coordonate A1 și B1. Da? Da. Ori zicem A fix Z1, ori A de coordonate A1 și B1. Pe urmă, avem B-ul de afix Z2, sau zicem de A2 și B2. Și C-ul, să spunem, de așa, C-ul de coordonate A3B3. Deci, C-ul de coordonate A3 B3. Și ăsta e triunghiul. Da? Ăsta e triunghiul. Și trebuie să arătăm că făcând Z3 minus Z1 supra Z2 minus Z1 un număr complex care dă și facem și Z3. Dar stă o secundă. Aici Z3 minus Z1 supra Z2 minus Z1 și aici Z3 tot minus Z1. Poate aici nu-i corect. Aceeași relații? Încă o dată. Aici îi spun Z3 minus Z1 egal cu W pe lângă Z2 minus Z1, da? Da. Și aici tot Z3 minus Z1 egal cu W pe lângă Z2 minus Z1, aceeași lucru? Nu cred. Și nu se mai dă că W, îi se mai dă un lucru. Păi, W ce faci? Este cosinus de pi pe 3. W egal cu cos de pi pe 3. Plus I sinus de pi pe 3. Plus I sinus de pi pe 3. Da, ce se întâmplă de... E aceeași lucru, înseamnă W egal cu W barat. Conjugatul, văd aici. Că este aceeași relație. Z3 minus Z2, Z2 minus Z1. Deci de aici ar însemna că W egal cu W barat. Nu, n-ai ceva clar. Din felul în care este aceeași chestie, de Z3 minus Z1 supra Z2 minus Z1, da. Z3 minus Z1, înseamnă că W egal cu W barat, de aici. Și asta înseamnă că dacă un număr egal cu conjugatul său, când se întâmplă că A plus IB, să fie egal cu A minus IB. A cu A se duce. Și atunci, B egal cu 0, nu? Da. Deci, I ori B egal cu 0, 2IB egal cu 0, deci B egal cu 0. Deci, înseamnă că avem parte reală. Partea imaginară este 0. Deci, în loc să spună de aici, înseamnă că B egal cu 0. Dar dacă B egal cu 0, cum l-ai dat aici, nu e adevărat. Că sin de pi pe 3 nu este 0. Deci ai o greșeală. Z3 minus Z1, Z2 minus Z1. Și același lucru din aici. Nu știu ce să răspund. W este un număr real. Da. În condițiile astea. Un alfa. Și acolo
Da. Deci informația ar fi că W este număr real. Iar unghiul dintre argumentul, unghiul format în A, unghiul A ar fi de 60 de grade, după cum îmi dau eu seama de aici, pentru că vezi Z3 minus Z1 supra Z2 minus Z1 argumentul sau unghiul format din cele două drepte este Z3 minus Z1 supra Z2 minus Z1 și cum se împart două numere complexe sub formă trigonometrică? Parte modulul și scala argumentului. Scala argumentului. Și atunci unghiul dintre cele două este unghiul de aici, da? Deci argumentul unghiul B asta ar însemna unghiul BAC BAC este egal cu argumentul lui Z3 minus Z1 supra Z2 minus Z1. Și asta e unghiul format de cele trei numere complexe. Și cum se pardă să scadă argumente, scadă unghiurile, nu? Așa se pardă un numere complexe formă trigonometrică. Să se scadă unghiurile. Și dacă din unghiul mare scadă unghiul ăsta mic, îmi iese unghiul dintre ele. Deci ar fi aici am zis eu odată că fac treaba asta cu tine mai în detaliu. Și acum, după ce mi-a spus că acesta are forma cos pi pe 3 plus sin pi pe 3, argumentul W ar fi cât pi pe 3. Și unghiul, dacă triunghiul echilateral, are unghiul de câte grade? De 60 de grade. Pi pe 3 sau 60 de grade. Da. Că tocmai argumentul W, deci ăsta, e egal cu argumentul lui W și egal cu, aici spune, egal cu pi pe 3. Și cu asta am arătat că unghiul BAC ar fi pi pe 3. Ar fi o logică, dar nu am clar până la capăt faptul că un triunghi care are un unghi de 60 de grade, nu am nimic despre lungimea latură, nu știu că e isoscel. Dacă aș avea faptul că triunghi este isoscel, 60 de grade ar fi triunghi echilateral. Faptul că W e egal cu W barat, B-ul este egal cu 0 și intră în contradicție aici. Dacă B-ul este 0, sin de pi pe 3 ar trebui să fie 0 și nu este adevărat. Deci, ai o greșeală, ori eu nu sunt, nu văd acum. Vrem să mai analizăm. Da. Dar, ca idee, asta ar trebui să fie. Deci, avem o imagine generală, contradicția care apare aici este da. W egal cu W barat se repetă aici și atunci B-ul este un număr B-ul e 0 și W e număr real în condiția asta. mai analizăm. Da. Asta la prima citire întotdeauna. Era o problemă interesantă cu trei puncte coliniare. Și de acolo m-am gândit că argumentul, unghiul pe care îl formează două laturi ale unui triunghi, este acesta, argument de Z3 minus Z1, când mă gândesc la Z1, cu vârful la Z1. Dacă mă gândesc la Z2, atunci scad din Z3 pe Z2 supra Z1 minus Z2. Deci, așa se poate domedia acolo, că știi bine cum, când se scapă unghiurile
la împărțirea de numere complexe. Și de acolo apare chestia asta. Da? Mai puteam să ne gândim și la altceva, să o fi luat pe numere pe culoarea asta cu partea algebrică. Deci să fi luat Z1 de A1 plus B1. Z2, dar este mult mai mult muncă. A2 plus B2. Z3, A3 plus B3. Și atunci aș fi avut Z3 minus Z1 supra Z2 minus Z1, așa, partea asta, egal cu cine? Egal cu A1 plus B1 plus minus. Dar e minus sau... A3 plus B3, așa trebuie să zic, da. Minus A1 minus B1 supra A2 plus B2 minus A1 minus B1 egal cu A3 minus A1 plus I pe lângă B3 minus B1 supra A2 minus A1 plus I pe lângă B2 minus B1 egal cu cum se împart două numere complexe sub formă algebrică, trebuie să mulțim conjugatul, ies când îi de lucru, da. Vine cât acolo? Vine A3 minus A1 plus I pe lângă B3 minus B1 pe lângă A2 minus A1 minus I pe lângă B2 minus B1 plus. Dacă e conjugatul. Da. Am mulțit conjugat ca să scap jos. Jos vine A pătrat minus I pătrat. I pătrat e minus 1. Deci vine A pătrat plus B2 minus B1 la pătrat. Deci vine A2 minus A1 la pătrat. Nu? Da. Ar fost minus I pătrat pe pătrat. Dar vine plus B2 minus B1 la pătrat. Și ăsta face, egal mai departe cu... Trebuie mulțit aici și făcut toată treaba. Și supra ăsta. Și dă de tipul ceva plus I pe lângă altceva. Deci va avea un număr complex. Și ăsta este tocmai W. Da? Da. Și faptul că e egal cu W barat, el e de tipul A. Adică n-are și partea imaginară. Da. Și dacă e așa, atunci partea asta trebuie să fie egal cu 0. Și din condiția ca asta să fie 0, dă o relație în cine aici? Între A1, A2, B1, B2, A1, A3, B2. Și de acolo să ne putem da seama că distanțele AB bunoare, de acolo se face concluzia că AB, lungimea segmentului AB cât este? Radical din B2 minus B1 sau X și nu mai întâi. A2 minus A2 minus A1 la pătrat plus B2 minus B1 la pătrat. Și de aici AB, iar AC cât ar fi? AC egal cu radical din A3 minus A1 la pătrat plus B3 minus B1 la pătrat. Și din relația asta se iese că AB egal cu AC. Adică AB egal cu AC și egal și cu BC. Da. Cât ar fi BC? BC ar fi radical din A3 minus A2 la pătrat plus A3
B3 minus B2 la pătrat. Și dacă ne iese așa, ceva de tipul AB minus AC la pătrat plus AB minus BC la pătrat plus BC minus AC BC minus AC la pătrat egal cu 0, dacă ne iese așa o chestie de asta, atunci înseamnă că o sumă de pătrat este 0 dacă fiecare e egal cu 0. Deci de noi rezultă că AB minus AC egal cu 0, AB minus BC egal cu 0 și BC minus AC egal cu 0. Și de aici se rezultă că AB egal cu AC egal cu BC. Da? Și atunci trebuie este echilateral. Da. Asta ar fi fost o variantă de lucru foarte costisitoare. Că, vezi, am și abandonat eu aici. Da. Eu vă că trebuia să mulțesc astea. Și dădea A1 minus, A3 minus A1. Pe lângă A2 minus A1. A2 minus A1. Apoi ăla cu I cu primul. Plus B3 minus B1 pe lângă B2 minus B1. Da. Că vine ăsta, 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 I pătrat face. Și cum e că e cu I? I ar fi fost B3 minus B1 pe lângă A2 minus A1 și minus I pe lângă A3 minus A1 pe lângă B2 minus B1 supra ăstea la pătrat fiecare și ar fi fost partea reală, adică cei care n-au pe I plus I pe lângă partea imaginară. Și asta e egal cu 0, da? Asta mă frământă pe mine. Cât ar fi fost aceea? Hai să o vedem așa ca idee. Ar fi fost I pe lângă. A, nu. B3 minus B1. B1 ori A2 minus A1. Deci B3 minus B1 pe lângă A2 minus A1. A2 minus A1. Și tot când I aș mai minus ar fi fost, că pe I l-am scos în factor. Da. Minus pe lângă. B3 minus B1 pe lângă B2 minus BI. Cu I ăsta B1. Și cu ăsta. Da. A3 minus A1. A3 minus A1 pe lângă. B2 minus B1. B2 minus B1. Totul supra. Cine? La pătrat, adică A2 minus A1 la pătrat. A2 minus A1 A2 minus A1 la pătrat plus B2 minus B1 la pătrat. Și asta e egal cu 0, că așa am zis că trebuie să dispară partea imaginară. Însemna că numărătorul e egal cu 0. Și ar fi fost A3 minus B1 pentru că A2 minus A1 minus A3 minus A1 egal cu 0. De fapt, B3 minus B1, deși ar fi fost B3 minus B1 pe lângă A2 minus A1 A2 minus A1 egal cu A3 minus A1 A3 minus A1 pe lângă B2 minus B1. Asta ar fi relația la care am ajuns făcând algebric. Și din ea ar trebui să constat că există o legătură între A1, A2, B1, B2 și A3, B3, încât scriind distanțele AB, AC, BC, distanțele să fie egale. AB egal cu AC. Deci dacă fac AB să fie cât AC, egalez la pătrat, deci fac paranteze și o folosesc pe asta să fie egalitatea asta, AB egal cu AC. Când dacă mă gândesc la AB egal cu BC, ridic la pătrat, deci fac paranteze și folosesc relația asta să fie din nou adevărată. Și de acolo înseamnă că triunghiul este echilateral.
dacă de acolo nu dăm seama așa de, de relația asta. Da, poate fi și ăsta o culoare, nu chiar foarte costisitor, dar mult mai frumos e cel cu argumente cu, cu da. Partea aceea. Repet, dacă asta e corect, dacă e greșit așa cum trebuie. O să mai vedem altceva. Că tu te-ai dus la chestiuni de astea mai epipărate. Hai să vedem. De ce găsesc eu aici un exercițiu? Cât e ceasul? 51 de minuți. Așa, 51? Hai te rog să... Da. Tot am oprit.